Bună ziua, e duminică, e mișto, e ger și la Pitești, dar sunt bucuros că am primit vizita grădinei Magdalenei, să zic așa, Magdei, îi spun eu. A venit tocmai de la Giurgiu, dar nu băi, ăla la altul. De sus, județ Alba. Așa, pe la mine sunt foarte bucuros, ne-am mai întâlnit la Indagra, plus că mai colaborăm așa în social media, mai discutăm una alta, ne-am mai sprijinit între noi. Eu nu am totul pus la punct încă, dar i-a arăt ce am aici, în microferma lui Ursache. Bine ai venit! Bine v-am regăsit și mă bucur și eu că în sfârșit am ajuns la ferma lui Ursache în vizită. O să vin și eu la voi. Cu mare drag și de-abia aștept. Oricând sunt dispusă și eu pentru schimb de opinii, schimb de informații și de ce nu o bună comunicare între producători. Da, să ne ajutăm. Care oferă și calitate, exact. Problema e că nu suntem foarte mulți producători care facem cu pasiune lucrul ăsta. Faptul că noi ne punem pasiunea, evident și pentru a câștiga ceva, eu zic că e de câștigat pentru grădinarii care mai repede pot să-și crească legume din răsadul la noi sau din producția noastră, că tu faci și producție mai mult decât mine, încât să evite marketurile în care găsim ce găsim. Da? Eu vreau să-i arăt așa pe scurt ce-i pe aici, că de asta vin de fapt, să vorbim și să vedem cam cum am pus eu lucrurile la punct în microhabitatul ăsta al meu legumicol. Merg înainte ca să vezi, ăsta e solarul mare, eu spun mare acum și eu lui, că e nou și mai înalt. Nu e gata, mai am mesele astea de pus în ele, n-am mai pus microfonul să vorbesc mai tare. Să vorbim mai tare, mai mult eu, că îmi place să vorbesc, Magda se uită. Astea sunt mesele mele de cultură, cu astea am plecat eu și am baftă cu ele și un succes văzut de fapt, arătat de la sămânță până la gogonea. M-am deschimbat în rezistențele, anins aici, vedeți că e zăpadă, încă o pe solar. Dar văd că aveți ventilatoare multe. Da, ai mai multe Siria, ventilatoare, da. Ai asigurată. Am pus ventilatoare, eu le consider cheie, să zic așa, în tot. De la răsaduri, de iarna, până vara, când cu ventilatoarele astea reușim să învârtim aerul cubul ăla de căldură din spațiul superior. Din cupola solarului, încât ne ajută la tot, și la polenizare. Și pe vremea asta, când e umezeală, scoate umiditate. Ajută foarte mult. Da. Acum e mai greu să deschid laterale, de exemplu, pentru că a căzut zăpada pe lateral. Uite aici, mai dau. Mai curățăm, mai ajutăm. Aici n-am decât flori acum. Urmează să vin cu repicatul. Florile, am dat un switch, mai dau și acum, că tot vreau să vă arăt și vouă nebulizatorul, noua sculă. Am desfăcut pe partea elaltă, dar vi-l arăt pe aici. Sunt niște mușcate, eu ce să fac și flori anul ăsta, la cerința grădinarilor, nu altfel. Ce să vă zic, am ăsta e solarul mare. Când suntem aici, până intrăm în celălalt, o să fracționăm cumva filmarea, pentru că acum am oprit special. Am dat în solarul mic switch dimineață, n-am avut răbdare să-i aștept și am deschis acum ușile să iasă totuși ceața aia, dar o să o dăm aici împreună. Cameramanul o să filmeze, rămâne și pe filmare încă o dată, eu oricum o să fac o prezentare, nu ca și primul sau ca și spune eu nu știu ce în plus. Dar am zis că între noi, hobiștii, altfel poate să înțelege cum funcționează aparatul ăsta. O să facem ceață, eu am switch fungicid băgat în el, o să și explic așa puțin. O să ne îndepărtăm când dăm ușor către înapoi și lăsăm ceața să-și facă treaba aici. Sunt chiar curioasă cum funcționează. Da. El are un principiu destul de simplu. E cumva pe principiu, eu las să muiesc cu cazanul de țuică. Serpentina asta prin flacără încălzește și creează abur, pur și simplu lichidul nu mai se lichid, se creează un abur transformat în ceață. De fapt că și ceața, dacă stă să gândim, e un abur, da? Exact. Bun, avem recipientul care punem apă distilată sau motorină. Mulți spun că motorina ajunge pe plante. Din punctul meu de vedere, motorina se evaporă foarte repede. Nu cred că e o problemă la plante, da? Dar am folosit prima dată apă distilată. Nu, e același efect. Nu face ceață cum o să vedeți acum, o să vă minunați. Acum aveți apă distilată? Nu, acum este motorină. Deci face mai multă ceață cu motorină? Nebunie! Deci o să vedeți. Eu am rămas mască, adică nu mi-am să cred. Am pus eu un filmuleț, un short, aseară. Butelie de gaz, atenție, nu de-aia scurtă. Înțeleg, nu de-aia scurtă, mai sunt nemici pentru lămpile alea. Uh-huh. Asta lunguiață, se înfiletează pur și simplu aici, dar are ea un locaș, te lasă aici să bagi, așa, și după aceea te bagi și învârți ușor spre dreapta sau spre stânga. Recipient pentru
soluție. Da? Cu nivel, uite, eu am băgat două doze de switch, 20 de grame și și acum am. Și am dat de mamă, mamă. Este foarte economicos. Scutești foarte mult, că bagi doar într-o 100 de litri de apă, aceeași doză care ai băga-o la 10 litri de apă. Plus că soluția ajunge mult mai bine, practic, pe fiecare por din plantă. Dacă desface ceața cu... la particule de 5 microni, comparație cu nu e ce, o să vedeți. Dacă eu am dat voi, până să veniți voi cam o oră, și noi acum am deschis ca să putem intra și acolo, ceață, da. E o minunăție, e ceva bombă. În afară de plantă, el e făcut inițial pentru ce înseamnă insecte, să-ți dezinfectezi cări de bloc, case, mai știu, spații de împotriva insectelor. Dar și la plantă merge ok. Vrei să eviți să zici, bă, nu vreau eu să dau, băgi apă distilată. Și e mai îndelungat puțin procesul, că nu face aceeași ceață. Dar eu o să folosesc cu motorină, o să încerc și fertilizări diluând, că ales mai groase fertilizanții, diluând, o să-mi asum să risc să se înfunde. Îl desfac, am văzut cum se desface, mă bag, nu e o problemă. Revin. Recipientul de agent de dispersie, ajutant de dispersie, apă distilată sau motorină, recipientul pentru substanța chimică sau naturală, ce folosești tu, da? Butelia de gaz care ajută aprinderea. Avem aici un aprinzător, zice cumva cu ăla de la ragaz. Îmi scapă piatra asta, da? Aia aprinde flacăra. Aici e iarăși un robinet de dozaj. Dai drumul mai tare sau mai încet la substanță, că te vrei să iasă. Și acum să-i dăm drumul. Cum îi dăm drumul? Prima dată vă spun fără să fac. Ți-ai băgat aici apa distilată sau motorina. Ai montat butelia. Îți bați soluția aici. Te pregătești să fii la o distanță, că ăsta se încălzește, da? Asta e o protecție a serpentinei. Se încălzește toată serpentina asta și iese abur pe ea. Lichidul ăla se transformă prin încălzire în abur, da? După care, la distanță, o să ne pregătim după ce mergem, o să vedeți, singuri o să ieșim de voi afară, că ne dă afară ceață. Închidem solarul, evident, și plecăm dintr-un colț îndepărtat, mergem cu spatele înapoi. Ce fac eu? Dau niște pompe, da? Undeva să am normal, curat în față, să nu dea în ceva. După ce am dat, dau drumul la gaz. Da? Și apoi, pe partea asta, am uitat să vă arăt, are aprinzătorul, butonul ăsta. Produce scânteie. Da? O să întorc cumva să vedeți. Așa. Și aprind. S-a aprins. Foarte rapid se încălzește și se roșește. Și acum o să întorc, că s-o dea pe voi, dacă nu, aburul. Curge prima dată lichid. Și cu cât se încălzește, de aici poți da mai mult, da? Eu dau drumul acolo la soluție. Dau ușor, nu tare. Da? Gata, începe să scoată ceața. Și dau din pompă. Aici este mânerul pistolii, spun eu, ca la arme, da? Și uitați, deja începe să iasă ceața. N-am insecticid, am doar fungicid. Normal, mască la boc și așa mai departe. Și încep să dau. Dau drumul mai tare la gaz, dacă nu se pare mie că nu... Și o să vedeți cum începe să iasă o ceață de... Da? Așa, e foarte eficient. Suntem atenți. Nu prea tare gazul, mai oprim. Deja ieșim, mergem cu spatele pentru că se va umple de fumări. Da, mă, foarte interesant. Ea are și o cordăță de purtare, eu am dat-o jos că mă enerva, pleca spre flacără. Să vezi cum se împrăște practic peste tot. Peste tot, nu pe solarul, să vedeți. Da, bine, deși pare micuț utilajul, dar e foarte eficient. Foarte șmecher, eu sunt tare mult de el. Și nu-i nevoie să te întinzi prea tare. Dar se întinde ceafa singură, în tot solarul.
să cânce ceață, s-a făcut. Bine, ușurează foarte mult munca la plus tratamente, la, da, plus economia de soluții. Iar eficiența pe plantă, particule de 5 microni, se duce și în pe degetele insecte, să nu zic altundeva. Ieșim. Practic în 2 minute termin de... E terminat, uite, am mai scos. E foarte bun. Uite așa. Și eu de aici din ușă, de obicei, nu mai las. Da? Dau de aici, eu sunt în protecție. Și faia, ceapă. Dar nu se vede că s-a consumat soluție. Asta spun, soluția. Eu am făcut 20 ani zis să-mi ajungă. 20 de grame, am făcut doză dublă, am zis eu, am pus 200 ml, 20 de grame de switch, fungicid, și e până aici. Și am făcut la greu. Uite, că s-a rapis un pic de ceasă. N-ai ce să ceri la scula asta. N-ai ce să, n-ai ce să, nu ce să-i fac eu la scula asta. Într-un minut am făcut tot solarul. Și a stat pe grabă, așa, că a început ori cu ea. Mai vedeți ceva înăuntru? Nu se mai vede nimic, aia vă spun eu, sigur. Da, ajută foarte mult. Producătorii... Eu o să opresc acum și o să vă arăt și cum. Prima dată oprim gazul. Am luat gazul, s-a oprit flacăra. Da? După ce am oprit gazul, închid recipientul, dozajul de la substanță. Și mai dau niște pompe astfel încât să iasă lichid. A ieșit lichid, s-a curățat. Poți să cureți asta, dacă știi că nu mai folosești, scoți recipientul, bagi apă distilată în el și dai niște pompe. Ca să rămână curată serpentina. Îi stă piese de schimb, adică nu e o mamă. Iar pentru grădinarii de hobby, asta e o minună. Ideală. Închidem ușa solarului să vedeți cum iese pe apă, ca să vă dați seama ce efect. Uite, 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 sus, mi-a zis să vă arăt cum iese apă, după praful. Uite cum iese pe sus. Să vă imaginați ce, ce efect are. Asta eu nu le, am mai zis eu, că nu, nu, nu o să le blochez și pe asta. Dacă ai ventilatoare, n-ai nevoie de așa ceva. Asta mi-a plăcut întotdeauna la dumneavoastră, că ascultat tot timpul să vă ușurați munca cu lucruri eficiente, ușor de folosit. Asta e și ideea, noi trebuie să ne ușurăm munca și să... Ne modernizăm un pic, ca să spun așa, chiar dacă, dacă o facem de hobby sau... Dacă mă întorc la sapă, mă, la ce am făcut? Nu trebuie să revenim în evul mediu, trebuie să înaintăm. Nu că sapă ar fi rușinoasă, dar... Mai folosim și aia la nevoie. Ne-am venit de la oraș. Dacă mă apucam să sap, terminam la peste 5 ani studiu. De la oraș ne-am mutat și am început agricultura acum 4 ani de zile. Ce să zic? Deci cam asta este efectul. Mă bucur că ai venit exact când am luat scula asta, ca să, să vedem împreună eficiența ei. Așa zace, dar mai urmăresc eu așa de pamplezist, să văd ce și cum mai deschid, mă mai uit. E, e super șmecherie, da? Vă dați seama că toată ceața asta intră în tot, și în sol, și sub plante, și... Dar a căzut niște zăpadă, ceea ce e bine. Bun, continuăm aici. Eu am foarte puțin spate. Atelierul ăsta cu greu am reușit eu să-l pun cât de cât pe picioare. M-a ajutat un nepot, a făcut curat, i-am zis, fii atent, ai mână liberă, fă ca la tine, ca și cum e al tău. A făcut. Asta e lăsanța veche, am tăiat-o și am făcut la masă de lucru. Ștachețe ăștia, o să vă arăt un solarul mic, dar mare, să zic așa, de ce i-am luat. Acolo am produs, în mod normal ar trebui să nu stea la, să înghețe așa mai departe, dar le las acolo, pentru că o să închid atelierul ăsta. O să fac închis cu termopanul, o să-l înalț un metru jumate. S-am un spațiu al meu, oricum, am frigider, aici am tot ce-mi trebuie. Aici a fost lăsanța veche, încă mai am instalația suplimentară de lumină cu OZN-urile astea deasupra. Da, ce să zic, ăsta e spațiul meu așa. Mergem în solarul nou, unde am dat putunul de ceață până să venim voi, cum am zis. Se mai vede un pic, dar... Mai e puțin, o să deschid și ușa. Am
deschis și ușa asta să iasă puțin ceața care mai a rămas. Eu cazi în 2 ore și da. Cu o oră înainte, deci 3 ore ceața persistă în solar. Hai să zic că a ieșit mult, nu-l vedeai nici aici. O oră lejer, ceața se face de cap și intră peste tot. Aici de asemenea am lăsat deschis, cu toate că am doar niște trandafiri în capăt. Să intre peste tot. Am ajuns la solarul nou, unde nu e gata, mai am depus niște agrotextil pe jos, pe aici și pe aici, cu zona nouă câștigată prin amplasarea astea, pentru că mie așa îmi place, să intru în papuci, să mătur în solar, așa vreau eu. N-am mult și am zis, bă, dacă cât am să fie, să-mi placă. Iarăși ventilatoare, ăsta este upgradat exact cum o să-l fac și pe celălalt, adică ventilatoare am două sus și am pus și pe diagonală jos, ce povesteam în celălalt, uite aici. Aici mi-am făcut o masă de lucru. Ventilatoarele astea pleacă pe priză inteligentă toată odată. De ce? Să-mi ridice aerul de jos, dau drumul din buton de aici, pentru că telefonul filmăm cu el. Hai mă, de ce nu plecați? Mă gândesc de ce nu pleacă. Ah, sunt pe lesanță, normal că nu pleacă. Stați așa că nu e așa, e de la, am aprins lumina. Nu le mai știu nicio, vedeți? În partea aia. Eu dând din telefon mereu, m-am v-ați obișnuit cu telefonul. S-au plecat toate patru. Aia de sus. Când e vârta aia din cup, aia de pe diagonală. Cum acolo? De pe diagonală îmi iau aerul rece de sub masă și mi-l amestecă bine. O realizare pe ce vreau, da? Le opresc acum că nu e în lumina, am făcut o cap scară, o preaprind sau o stic de aici și din partea aia altă, ca să nu obosesc. Dar fac aziu aici, da? Tot pe priză inteligentă, am, dacă vă uitați, am două prize sus, libere, aici, da. Și aici o să vină patru lămpi anti-insecte, care tot așa, vor pune toată odată din telefon. Să vină una acolo deasupra voastră, una aici și țin iar în partea altă. Da? Iar combinația, lămpi anti-insecte, plase de insecte, anti-insecte și capcane lipicioase monitorizate te scutesc sau diminuează nevoia de a folosi soluții împotriva dăunătorilor. Înțelegi? Așa gândesc eu, Magda. Da, capcane lipicioase și noi folosim, lămpi anti-insecte nu am pus încă și nici plasă de insecte, dar o să vă iau în calcul sfatul și... Eu le consider minunăție. La ăsta n-am pus încă, fiind nou și nu sunt insecte. Da, deci dar capcane lipicioase folosim și noi. Dar lămpi nu, și nici plasă, dar cred că merită încercat. Dacă dumneavoastră i-ați încercat. Dacă și... am avut culturi, că întrebarea aia cu polenizarea, băi, ce fac, o să elisez, nu știu ce. Dacă eu am culturi pe mesă, și culturi, un substrat de 15 cm, de roșii, ardei, vinete. Să știți că n-am mai văzut la nimeni cultura pe mesă. De asta spun, nici am văzut ca idee. Înțelegeți? De s-au luat ingineri și băi, cum ai reușit, cum ai? Uite așa bine, am întrebat profesioniști, bă, cu ce fertilizez, am mers pe organic, am baterie acolo și am mers. Nu are cum să nu meargă. Ai ventilatoare, asta ți învârt aerul, da, mișcă da, planta. Da. Diminuezi foarte mult nevoia de a da mulți vindămânători. Chiar dacă intră, mai intră, îi vezi pe capcane picioase. Îi vezi dimineața după ce a trecut noaptea, tu vii la lampa și tu ești pe lampă. De-aia undeva să vezi. Și tu ești pe ea și vezi, bă, ce gângâne am aici, că învățăm dăunătorii comuni, dacă facem asta. Cam asta eu pe modernizare. O să ajungem și la răsanță până atunci. Sau nu, hai la răsanță, că de la răsanță am plecat cu proiectul progresie pe mesă. Asta e răsanța nouă. Eu spun răsanța mamă, pentru că o consider clocitoare, de aici pleacă viața. Am ales să-mi upgradez chestia asta, ai văzut ploaie filmulețe. Mi-am făcut capace, că mi-așa îmi place să văd.
După cum vedeți, este o răsanță cu etaj. Așa, aveți aici ventilatoare. Am două ventilatoare în partea asta, unul în partea aia. De ce? Odată să-mi ventileze aerul ăsta, oricum îl ventilez când verific, deschid capacele astea zilnic. Aici am ardei, după cum îi vedeți, deja sunt răsăriți. O să, deja am intrat pe ciclu de a face diferența raport zi-noapte, chiar și la germinare. Nu mai țin decât ziua pe 26 de grade chiar. Uitați, sunt 26 și noaptea am redus azi noapte, de exemplu, la 20, să-mi germineze încet, să nu se alungească, da? Bun. De ce am ales să fac ventilatoare? Pentru că am ales să fac această mansardă aici. Dacă punem mâna pe gresia asta, ne mutăm în răsaniță. A, cum e? Cald. Cald, da? Cald. Am rezistența de 700 de W aici. Inițial am vrut să fac încă o răsaniță, mini răsaniță de sub. Dar am zis, bă, mă chinui și am stat acolo raft și mi-a venit ideea asta. Ventilatoarele le-am pus tocmai ca să uniformizez temperatura în răsaniță, pentru că aici am o ceamă 40 de grade. Dacă opresc acum ventilatoare, aici sunt 40 de grade. Și e mult prea mult, da? Un 30 de grade e consider că e maxim pentru germinare. Eu mai mult zic că vara germinăm și la mai mult, dacă stăm să ne gândim, da? Dar 30 de grade... La 23-24 de grade merge corect. La germinare. Eu vorbesc de un maxim, să-l admitem să germineze corect. E, cu ventilatoare am reușit să uniformizez. Adică dacă am 25 de grade aici, mergem mai acolo ca în termometru. Uite aici. Acum că am deschis, uite, am alt termometru. Unde, deja uite, 33 de grade pentru că am dat drumul cu dimineață. Totdeauna sus e mai cald. Da? Aveți și soarele, ceea ce e bine. Aici am etichete la fiecare, am senzori ăștia de temperatură și umiditate care îmi transmit în casă. Aveți o germinație bună. Foarte bună. Și am de obicei. De obicei sunt bine pe germinație, dar și stau de ele. Adică sunt atent și la umiditate, și la temperaturi, la aerisire. Sunt atent. Aici am țelina. E prima dată când pun țelina așa și văd că deja dă. Ia uite așa. Cu caz asta scosă și vedeți, ia uitați, pupeta ta pe din astea am semănat și eu până anul ăsta. Deci ce e alb e țelina răsărită. Da? Țelina Mentor, hibrid. Anul trecut am făcut un nou name și n-a fost bine. Anul ăsta mergem pe... Da, nou name a ieșit. Cam asta e. Hai să mergem și în partea, că și aici se scocază asta. Eu am făcut cu trape frumos, cu plexicul ăsta. Ce vreau să... Etichete, GV, ce înseamnă? Magda. Iar de aici, toată masa e coadă. Go bănuiesc că e gogoșal. Go e gogoșal, clar. Gras, verde. Da? Și gras roșu puneți. N-am pus anul ăsta, am vrut să pun din nou freiul ăla, dar mi-a mers mai greu și nu l-am mai pus. O să merg pe Capia. Am pe acolo I, Ș, e iute șalal, I, A, e iute Arvad. Mai am un Ciobardinski pe acolo și R e Retpia, e Capia. Ce am mai pus aici și mine mai suplimentez? Banda LED. Am pus bandă LED, trebuie să o mai prind pe aici, ca să-mi ajut plantele să nu plece, că dacă le vedem, ele pleacă în alungire dacă n-au lumină, ușor, ușor așa. Ajută foarte mult. Și mâine mai vin cu una suplimentar pe aici și pe partea alta așa chiar. Asta e răsanța, să zic așa, OZN. Da, dar arată foarte bine. Plantele care au răsărit arată foarte bine, nu s-au lungite, nu. Nu. Și asta înseamnă, de fapt, cât de mult își dă omul interesul ca să realizeze nu ceva. Nu ce multe lume spune, ce mare lucru să faci un satul? Să știți că mare lucru să faci un satul, trebuie să controlezi tot, de la turbă, temperatură, lumină, umiditate, absolut tot trebuie controlat, dacă vrei să obții ceva de calitate. Dar nu ție să mai departe, că dacă tu ai dat greș la germinare și ți s-au alungit de mici, că se alungesc puțin, le reglezi, altă fază, dacă ți s-au... Le poți regla pe parcurs. Nu mai ai ce regla, pur și simplu te trezești că muncești degeaba. Astea sunt mutate de jos. Germinarea a fost mai bună jos. Eu acum, e prima dată când lucrez cu răsanța asta și o învăț și eu. Învăț împreună cu plantele, cu modul ei de lucru. Aici le lăsați până la repicare? Sau le nu, nu. Le mai țin până germinează total, le mai învârt între ele, mai ridic. Dacă mi-au germinat, le ridic, că am văzut că e mai bună germinația jos. După care le trec în masă de cultură și acum aș vine și la asta.
Închidem la răsaniță, am senzor peste tot, ați văzut, urmăresc, am acoperim din membrane, dar l-am desfăcut acum pe partea cealaltă, ca să intre lumină cât mai multă. După ce îngerminează toate, le mai țin o zi, două, în mediul ăsta, numai bine trece și valul ăsta de ger, că se anunță 2-3 zile cu minus 8, minus 9 și aici, și le transfer, le scot de la creșă și le duc la grădiniță, în spatele meu. Solarul ăsta este pe clase. Închidem și aici. Să urăcească copiii. Aici el o să ziceți, bă, ce a făcut ăsta? A nebunit. Ei, solarul ăsta am reușit să strâng capete de stoc de gresie de pe la magazine. La un preț mic, evident. Nu m-a interesat model, dimensiune, mai știu eu ce. M-a interesat să acopăr mesele astea cu gresie ca în răsanță, că și în răsanță și jos, am uitat să spun, am gresie. Este primul an în care mi-am uitat ideea asta și am zis, bă, cum fac eu să am redundanță mai bună, remanența căldurii și curățenie totodată. Dacă la răsadă nu e o problemă și ne trebuie umiditate, da, nu e o problemă, la plante chestia asta mă ajută din mai multe de vedere. Eu așa văd. După ce le repic, ele o să-mi dea gresia asta, montajul ăsta, sub care e tot așa e rezistență, tot așa din panoul de comandă, tot, o să mergem să vedem și acolo. Două chestii importante pe care le consider eu. Odată remanența, căldura, nu punem problema. Și cea mai importantă din punctul meu de vedere, evitarea înrădăcinării răsadului în substratul, nisipul ăla sau ce pui tu peste rezistența aia. Eu anul trecut m-am folosit de asta, fiind la început cu multe răsaduri, m-a ajutat cumva, dar în momentul în care l-am scuturat, dacă n-aș fi fost dibaci, n-aș fi întrebat profesioniști, le-aș fi leșinat. Aș fi pierdut răsadul la greu. Mi-a ajutat Dumnezeu, am fost atent și le-am făcut. Chiar le-am făcut. Am filmulețe pe așa pe canal, când trăgeam de ele și leșinau, mamă, transpiram și eu, zic, aolo, munca mea. Anul ăsta o să evit asta, eu am făcut teste deja pe căldură. Eu în mesele astea nu germinez, în mesele astea că mulți se întreabă, păi cum faci tu mă acolo, când îți încălzește? Păi băi, aici nu germinez. Aici o întrețin viața, eu aici le ridic. Aici n-am nevoie mai mult de 12 grade, 15 grade. Mă duc în 15-16 grade pe ardei, tu cum faci? După ce le scoți din... De la germinat, păi noaptea până la 12-13 grade, da? Noaptea, da? Și ziua undeva la 18-20. Și în funcție de cum îți exact. Deci, și după repicare, frig. Le ții din raport zi noapte. Exact. De asta eu am ales, mai am asta pe făcut, îmi dau niște mușcate. Am gresia deja, ai văzut-o când ai dat în curte, da. Am pe partea aia, solarul ăsta va fi pus la cum. Intenționez să fac și pe ălălalt în timp, primul ăla mare. O să fie întrebări, păi stai puțin dacă mai pune gresie, cum mai crește culturi pe mesele alea. Foarte ușor. Nu mai pun nici folie de mulcire. Scot o bucată de gresie exact în dreptul în care vreau să plantez. Și va veni gresie luată plantă, două continuare, altă gresie luată plantă, m-am gândit la toate spanacurile, astea am să measă. Cam asta e ce fac eu. Aici am tot așa niște panseluțe semănate de mine, germinare super șmecheră, 90%, dar n-am apucut să le repic. Eu pe flori sunt serios pe răsaduri, pe flori sunt la început și vreau doar să ajut clienții care mi-au ridicat mingea asta la firmă și au zis de ce n-am și flori. Ați avut cerere pe Da. Și așa am văzut din femeile grădinărese, bă, de ce n-ai și de ce nu fac? Eu nu prea le-aș mai încurca. Acum când văd că în floare intră mai repede un putregai și așa mai departe, de asta și am dat cu switch azi. Astea dispar de aici, se duc în solarul mare, unde o să le dau la greu fungicide, până să ajung cu repicare, că o să ajung târziu acolo cu repicare, că aici va fi grădinița. Riști foarte tare la răsaduri. Să-ți duci dăunători și boli din flori. Florile sunt mișto, dar trebuie crescute din punctul meu de vedere separat de răsaduri. Am zis că o să fac un videoclip special pe chestia asta. Am multe idei cu materiale puse pe canal, cum am văzut că pui și tu să ajuți grădinarii până la urmă, încât să vadă omul să-și fie ușor. Tot muncește 4 luni, știi? Ce părere ai? Laudă-mă, omoară-mă, zi, prea multe ventilatoare. Păi eu de-aia am și venit în vizită la dumneavoastră, că vă urmăresc pe YouTube. La mine, la tine. M-a nebunit cu dumneavoastră. Și sunt
multe idei care le poți fura, da, da, să le implementezi și să meargă treaba blici. Eu întotdeauna am fost de ideea că producătorii sau micii producători locali trebuie susținuți. Măcar între noi. Măcar între noi. E, una peste alta ne susținem, că dacă ne uităm și pe social media, în mare e ok. Da, dar nu pot să spun. Suntem în aceeași nișă, învățăm. Eu știu ceva, tu știi altceva, ăla știe altceva și ne completăm informațiile. Uite, eu am ales să fac live-uri cu riscul de a, nu știu, primi jurător de exemplu în live, da? Bine, n-aș avea de ce în mare, așa că nu e o nișă în care chiar să... Chiar nu văd de ce, da? Da. Dar ca idee, mi-am asumat asta pentru că o văd ca pe oportunitate de a schimba păreri chiar în direct, să zic așa. Noi le schimbăm și pe comentarii, ai văzut, noi am la legătură, la Instagram, ai văzut, am vorbit, ai ajuns la mine, e în regulă. Eu ce pot să spun că social media asta, eu am mai zis-o, cred că și în live-ul de aseară, mă ajută foarte tare să învăț și eu. Adică eu, prin faptul că postez pe canalul ăsta de YouTube, cum postezi și tu când poți, pe Facebook și mai departe, pe YouTube în special dai de nișa asta, de pricepuți sau de pasionați în nișa asta, pasionați fiind toți, învățăm unii de la alții. Exact, dacă și mai ales pentru începători, care face primul an sau e al doilea an și noi. Noi producem răsadul de 4 ani de zile și încă avem foarte multe lucruri de învățat. Deci nu stăpânim absolut tot, suntem mari meseriași, tocmai de aceea și noi intrăm mult pe Facebook, pe YouTube și căutăm producători de la care în continuare avem de învățat. Și filmulețele pe care dumneavoastră le postați, pe care tu le postezi la Corecta Singură. Îți revine încet așa. Eu zic că ajută foarte mult în primul rând și începătorii. Păi asta zic. Începătorii dacă, care nu știu practic exact ce sămânță să iau, unde trebuie să o pun, cum trebuie să o pun, la ce temperatură, ce umiditate, de câte o să ud pe zi. Nu, eu până la astea, eu am ales... Bine, îndrumat de copii, recunosc să fac social media, eu nu cochetam foarte tare, mai mult de o pagină de Facebook în care mai am legătura cu unul și cu altul și pe care o folosesc foarte tare pe marketing, pentru că poți să, pe Facebook poți să-ți faci o reclamă pe zonă, că dai arie, plătești 7 lei pe zi la cutie. Ajută. Da, te ajută. YouTube-ul nu e pentru asta. YouTube-ul, din punctul meu de vedere, este pentru a socializa, pentru a schimba păreri, iar eu când pun acolo Băbește și specific, cred că nu e filmuleț sau îmi scapă rar, în care spun, domne, eu nu sunt profesor, eu nu fac asta, nu mă dau eu cocoș aici, vreau să vadă, să rămână, în eter, să zic așa, ceea ce căutam eu și nu găseam. Adică, trebuie să recunoaștem că pe canalele social media, mai mult de 10, în extensul așa, nu sunt pasionați în legumicultură, plantologie, cum îi spun eu, care să-ți spună lucruri. Noi la 10 am trebuit să ne oprim și să învățăm de la fiecare câte ceva. Mulțumim lui Dumnezeu că au existat și că există și am învățat. Ba de la doamna X, ba de la domnul Y, ba de la grădina lui nenea, ba de la grădina lui tanti, ba de la jurnal. E foarte bine. Eu am ales să fac și YouTube tocmai să zic un plus cumva din prisma lui care a venit, cum zic eu, de la orașa Barnagiu, de după blocul, numai cu golăneală și prostii, să facă plante. Dacă eu reușesc, dacă tu ai reușit, tot de la oraș. Da, tot de la oraș venit. De ce nu... Oricine ar putea face asta, dacă are se pasiune. Se poate, da, dar trebuie să-ți placă și să ai pasiune să și faci să muncești, așa ceva. Și să tot muncești, așa tot ce da? Muncești tot dacă vrei. Dacă nu, te duci la furat, tragi pe nas și te duci la pușcărie repede. Eu așa văd lucrurile, eu o să tot upgradez, o să ajung și la tine cu siguranță în vara asta. Eu vă aștept. Pe ce mă mai liniștesc. Tu ai prins momentul acum de semănări sau până să păi și... O seară ne-am apucat și noi de semănări și am avut... Portița asta, da. Exact, că după vreau să ajung pentru că am văzut și la tine, așa, printre picături, tu nu prea arăți, ești mai timid, așa. Am văzut că și tu ești deschisă, da, da, nu, dar am văzut că ești deschisă spre tehnologie, adică nu ai dat deoparte să te inspiri, să vezi ceea ce e un lucru bun și o să vin, o să vin și eu la tine să văd locurile copilăriei mele în Ardeal, cum faci tu lucrurile acolo. Pentru că am văzut că mergi bine și tu. Era interesant dacă ați fi putut ajunge și ai în perioada putut. Asta cu ai răsadurile. Putut. Ai fi putut așa. Ajunge. Să vedeți cum facem noi răsadurile. Nu știu dacă reușesc, că și eu o să, dacă am început cu ardeiul și o știu, să fie urmează cea mai aglomerată perioadă, da. De fapt. Și trebuie să fim atenți la ele. Da. Am eu pe prize inteligente și pe știu, dar nu e. Trebuie să vii, să-ți bagi nasul, să simți planta, să
nu e joacă. Cine trebuie să fii tot timpul între ele, cineva da. Să fie în permanență să le monitorizeze. Eu spun multora, bă, dacă vezi asta ca pe un business din prima, nu ți ies. Nu. Dai kicks. Nici nu trebuie să gândești lucrul ăsta, mă apuc să fac răsaduri că fac bani. N-ai făcut nimic. Ok, te apuci, dar nu te apuci ca mine. Eu m-am apucat ca nebun, m-am aruncat de nebun în ele, zic, bă, fac multe din prima așa. Am reușit, înseamnă că se poate. Dar e bine să te gândești, bă, stai să văd dacă îmi place. Eu așa am făcut un felar mic, am văzut că îmi place, după am luat țeapă cu răsadul și așa mai departe. Așa nu e ok. Eu îți mulțumesc, Frank, că ai venit pe la mine și mă măgulește faptul că tu, până la urmă și tu, de când faci? De 4 ani. De 4 ani, dinaintea mea, ai venit înseamnă că... Ai văzut că fac și eu ceva bine, nu știu, acolo ceva. Exact. Ne lăudăm am ceva de învățat. Da, învățăm tot timpul. Ne lăudăm între noi măcar. Ce să zic, să avem germinare mișto. Doamne ajută că vine pizza, mergem să mâncăm o pizza acum. Nu facem grătare. Mâncăm pizza, că e să înghețăm. E frig. Și ce să zic, noi vă zicem ca începători de la oraș, nu? Amândoi plecați de la oraș și veniți la o curte încercând să fim ceva nou pe piață până la urmă. Avem șansa asta, că nu prea e calitate și putem răzbi. Este? Asta e, cred că, cea mai mare șansa noastră și norocul nostru, că facem calitate. Păi da, că altfel, dacă am făcut mizerii ca mulți alții, nu ar fi venit la noi și ar fi dus la aia, că n-aș fi făcut diferența, nu? Calitatea e foarte importantă și oricine poate să înceapă să facă așa ceva, atâta timp cât are dorință, pasiune și seriozitate. Și mai e o fază legată de ce facem noi, că tu deja ai 3-4 sezoane în care ai cules feedback de la grădinari. Da, da. Eu am un an și deja am feedback bun și se vede. S-a văzut de la an la an chiar. Da. Apropo, s-a văzut așa? Da. Adică ai simțit că de la an la an... Da, am început, să zic, primul an cu 5.000 de fire de răsaduri. Vezi că mulți nu spun câte fac, le e rușine. Anul următor, deja are de ce să fie rușine. Anul următor am făcut 20.000 de răsaduri, anul trecut am făcut... Deci ușor, ușor ai simțit pe baza cererii? Da, în funcție de cum veneau feedback-urile de la clienți. Foarte mulți clienți sunau deja din toamnă, se termina recolta și suna... La anul să nu rămân fără, domnule, dată! Și anul ăsta vom face și mai mult. Anul trecut, într-o săptămână, am vândut absolut toate răsadurile. Ca mine. Și foarte multă lume a rămas fără. Am dat și din răsadurile care trebuia să le plantăm noi pentru cultura noastră și am hotărât, în urma feedback-urilor, să mărim producția. Sperăm anul ăsta să... Nu mai rămână fără răsaduri. Da, și eu am avut chestia asta. Am avut o perioadă de 2 săptămâni până mi s-a mai ridicat din repicări, din seriile următoare. Un gap, o gaură. Mamă, mă simțeam atât de nasol. Zic, ce fac, mă? De-abia am început, vin oamenii și n-am să le ofer. M-a potolit nevastă, așa. Zic, bă, stai mai niște că nu poți tu să acoperi vidul. Dar ușor, vezi, la unul, faci mai multe. Nu aș fi rămas. Că mine se reasă și anul trecut destul de bine. Doar că au venit ultimii, da? Și mi-au luat și răsadul așa. Nu, domne, mie mi-l dai așa. Păi, să ai puțin. Nu, domne, cât răsadul? Bă, să ai un 5 frunze adevărate. Păi, ai, domne, uite că ai 6-7. Domne, lasă-le, mai lasă-le. Nu, domne, și le-au luat. Drept dovadă că, virgulă, calitatea se vinde și pe asta trebuie să ne axăm în primul rând. Păi nu, nu. Oferim omului să oferim ceea ce trebuie. Dacă dai kix, te miroase. Dai de anul ăsta și anul viitor nu mai vine să-ți cumpere, clar. Da, ce bine, să mai... Sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta, dar... Treaba lor. Noi ne vedem de treabă. Exact. Mai ales că, cel țin din ce am înțeles și la avea plecat din pasiune. Te-ai dus, da. Te-ai luat de la oraș și ai făcut și ai văzut, treabă, de ce să nu fac? Am vrut să accentuez chestia asta, că noi avem ăștia noi intrați în nișă, noroc cu faptul că nu e multă calitate în domeniul răsadurilor și grădinarii de hobby au luat multe țepe. Au luat țepe la greu, nu știu ce ea, iar când reușesc să iau un răsad de la un producător local serios, bun, văd, fac diferența oameni. De asta spun eu că dacă tot muncesc 3-4 luni de zile, îndreaptă-te către un producător local și cu asta noi suntem deja producător local și evident încurajăm producători local cât mai mulți. Eu am și pe aici deja, cărora le fac eu concurență că sunt nou, dar n-am nicio problemă cu ei, din potrivă să fim cât mai mulți. Este loc pentru toată lumea. Exact. Eu am mai zis, pe stradă la mine, dacă toți vecinii s-ar apucat, o n-am acoperit. Vine. Iar creșterea producătorilor într-un domeniu dezvoltă calitatea. Pentru că ești, dacă tu vii lângă mine și te muți și faci calitate, ești obligat. O să se ridic calitatea, să o las puțin la preț. Da, da. Renunț, că... Eu vă salutăm de aici, de la ferma lui Sache, grădina Magdalenei.
Mă bucur, mersi că... Mulțumesc că m-ați primit și vă aștept la... Eu primesc pe toată lumea. George de sus, în Ardeal. George de sus. Eu oricum funda cu George Băi, unde mai mergeam prin excursii prin Ardeal. Ce să zic, să fim sănătoși și știți ce zic eu, nu știu dacă tu ai, eu am un motto așa, totul cu pasiune. Dacă ai, spune-le oamenilor ce vrei tu. Doamne ajută, așa. Să fie bine. Să fie bine, să nu fie rău. Sănătate numai bine. Da, am pus deja aici palinca. Da? Și la ciorbă, mersi mult că ați bătut drumul până aici. Sunteți oameni faini, vă mai așteptăm pe la noi oricând. Drum bun spre casă. Sănătate, să fiți sănătoși. Ui, să moară mortul! Aleu! 50 de grade să moară. Mațele mele!